Mă numesc Pașca Laura Luca, sunt din România. Orașul meu natal se numește Cluj-Napoca și se găsește în inima Transilvaniei. Probabil știți Transilvania, deoarece este faimos pentru contele său, Dracula. Dar nu sunt un vampir, așa că stați liniștit. Aș dori să vă recit o poezie scurtă, a fost scrisă de Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost unul dintre cei mai importanti scriitori din istoria României și se numește La Steaua. Și sună cam așa. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit lumii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza e abia acum lucii privirii noastre. Cam așa este. Poate sună ciudat limba română pentru voi, dar nu este chiar atât de greu de învățat, mai ales că la bază ea se seamănă foarte mult cu italiana, cu spaniola, cu portugheza și destul de puțin cu greaca. Sper că vocea mea a fost una plăcută și sper că cine vede acest videoclip va fi mult mai interesat de ceea ce înseamnă România, pentru că România înseamnă mult mai mult decât Nadia Comăneci, decât Vlad Țepeș. Înseamnă un peisaj foarte frumos și sper că va fi din ce în ce mai interesantă. Mersi!